215 din 2001 privind administrația publică locală Republica Asta a fost convocată și ședința ordinară din dispoziția numărul 367 de pe 23.11.2017 emisă de primarul Comunei Păjor pentru data de 29 noiembrie 2017 ora 2, care va avea următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modelul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării și nitrați cu nitrați din surse agricole în Comuna Păjor, județul Bacău. Și 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Păjor. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Păjor pentru anul 2018-2019. Supun la vot proiectul de hotărâre pentru a fi discutate în ședință. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Aici a scris după aia, Margareta, prezentă. Da. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Vă rog să aprobați procesul verbal întocmit la ședința anterioară care a fost afișat la vizierul instituției și pe site-ul instituției. Ați citit procesul verbal? Anterior. Anterior, pe ședința noiembrie, anterioară. La ședința extraordinară care a fost. Da, da. Vreți să o citim acum? Citiți-o, dar să mă chiar lucrurile. L-ați citit. L-ați citit. L-ați citit. Cine este pentru? Este pe site-ul. Trecem la punctul 1 pe ordinea de zi. Și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor. Prezintă doamna Nistor Ana, șef SDSU. Planul de analiză și acoperirea riscurilor a localității Păjor pe anul 2017. Dispoziții generale. Câteva dispoziții. Definiție. Planul de analiză și acoperirea riscurilor de anumită în continuare. Cuprind riscurile potențiale identificate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. Scopurile planului sunt acelea de a asigura cunoașterea sarcinilor și atribuțiilor cele revin autorităților și agențiilor economici premergători pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență adecvat fiecărui tip de risc identificat. Obiectivele. Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor lor în baza concluziilor rezultate în urma identificării și evaluării tipurilor de risc conform schemei și riscurilor teritoriale, amplasarea și dimensionarea unităților operative și a celorlalte forțe destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. C. Stabilirea concepției de intervenții în situații de urgență și elaborarea planurilor operative și alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Actele normative care au stat la baza întocmirii prezentului plan au fost legea numărul 481 pe 2004 privind protecția civilă, legea numărul 307 pe 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ordinul MAI numărul 132 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiză și acoperire a riscurilor și structurii cadru a planului de analiză și acoperire a riscurilor, legea apelor numărul 107 pe 1996, ordinul comun MAI și MAPDR numărul 1475 pe 2006 pentru aprobarea regulamentului pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină, secetă severă, regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență în domeniul fitosanitar, invazii ale agenților de dăunare și contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure. Caracteristicile unității administrativ-teritoriale. Amplasarea geografică și relieful Comunei Păjor.
Comuna Pujos se află în partea de nord de est a județului Bacău, de-a lungul Băii Tazlău, pe albia majoră a râului Tazlău și pe dealurile separate de băi care drenează depresiunea Tazlău-Cașa. Rețeaua actuală a comunei. Satele componente Pujor, Cristiana, Bătnășeni, Băsești, Câmpeni, Bărnești, Făineală, Tărâța și Hedie. Unitatea administrativ-teritorială a comunei Pujor are o suprafață totală de 5.425,20 hectare, intravilan 591,75 hectare și extravilan 4.833,51 și se învecinează la nord-vest cu comuna Balcan, la nord-est cu comuna Brăgești, la sud cu comuna Argoman, la est cu Scorțeni, la vest cu comuna Solonț. De la nord la est, comuna Pujos se desfășoară cu o suprafață de 10 km, iar de la vest la est, o suprafață de 15 km. Formele de relief. Relieful comunei Pujos este reprezentat prin dealuri și curți separate de voi, care drenează depresiunea Tazlău-Cașii, este o zonă de deal. Altitudinile sunt de 1000 de metri. Suprafețele de vegetație se întind pe o suprafață totală de circa 62%. Caracteristicile pedologice ale solului. Tipurile de sol sunt soluri montane, podzolice și brune, acide de pădure, acoperite de păduri de conifere. Soluri brune, podzolice de pădure, de foioase, dar se pot practica și culturi de natură. Având în vedere condițiile pedoclimatice specifice comunei Pujos, predomină solurile brune de pădure și marnoase de dealuri, precum și solurile aluvionale de lungă cu humus, care sunt favorabile culturilor agricole, legumiculturii și pomiculturii. Caracteristici climatice. Principalele sunt ale anotimpurilor astfel. Verile sunt caracterizate de următoare fenomene meteorologice. Sunt caniculare, predomină fenomene extreme, vijelii, căderi de grindină, nopțile sunt rocuroase, diferențe de temperatură de până la 10 grade, față de temperatura de 10 grade. Ierile sunt caracterizate de următoarele fenomene. În prima parte sunt blânde, cu zăpadă redusă, precipitații puține, iar lunile ianuarie și februarie geroase, cu zăpadă însemnată. Primăverile sunt caracterizate cu precipitații importante, scăzute, chiar și îngheță. Toamnele sunt caracterizate cu precipitații însemnate, altă dată de ghețuri și apare și ceața. Regimul precipitației. În anotimpurile de primăvară și toamnă, precipitații sunt într-o cantitate mai însemnată, până la 30 de litri pe metru pătrat. Valorile temperaturilor medii se încadrează între 20 de grade și 20 de grade Celsius anual, cu viteza vântului minim de 40 km pe oră și viteza maximă de 70-80 km pe oră. Fenomene meteorologice extreme, intensificări sunt frecvente cu aspect de vijelii, ploi însoțite cu căderi de grindină, intensificări de vânt. Rețeaua hidrografică. Cursurile de apă care tranzitează comuna Pujos sunt. Este râul Tazlău. Localitățile care sunt tranzitate de râul Tazlău sunt Pujos, Cristiana, Tărâța, Băsești. De asemenea, comuna Pujos este tranzitată și de Păraie, cum sunt Fărău, Solonț, Cucuieț, Părâi, Barne și Tărâi. Bazine hidrografice nu avem. Caracteristici pedotologice nu este cazul. Lacul nu este. Acumulări piscicole nu avem. Amenajări hidrotehnice. S-au apărat malurile cu gabioane în satele Tărâța, Pujos, Bărnești, lucrări de protecție la ambele maluri în zona locuitorilor din satul Bărnești. Populația este de 5.525 de locuitori de la ultimul recensământ din anul 2012. Numărul maxim de elevi înscriși la 11 septembrie 2007 este total de 472. Pe școli, școala Pujos, școala Cristiana, Bărnești. Asta e situația la serviciu. Cine prezintă? 2017. Mișcarea naturală. Situația riscurilor din localizări. Inundații, incendii, cutremuri, alunecări de teren, epidemii și epizodii. Căi de transport. Căi de transport rutier. Teritoriul comunei Pujos este străbătut de două drumuri județene. DJ-156A, o distanță de 7 km și 156 și drumuri comunale, DC-187, DC-183, o distanță de 26 km și drumuri locale pe o distanță de 50 km. Căi de transport feroviare nu este cazul.
aeriene, nu navigabile, nu? Dezvoltarea economică. Operatorii economici ce funcționează în comuna Pârjol pe tipuri de activități desfășurate de rambele al industriei, conform tabelului. Avem un număr de 37 de operatori economici cu autorizație de funcționare. Voi, fondul funciar, atâta, pe principal. Suprafața agricolă al comunei Pârjol este de 3772 hectare și a pădurilor 881 de hectare. Creșterea animalelor, ovine, caprine, porcine. Turism nu avem, apariții de alte activități economice nu, resurse naturale, terenuri cultivate cu porumb, grâu, pădure pentru lemne, zăcăminte de petrol. Infrastructură, instituțiile publice, sediul primăriei, sediul vechi, dispensarul Pârjol, dispensarul Cristiana, cămilele culturale Mărgușeni, Cristiana, Pârjol, grădinița, tot în cadrul școlii Pârjol, și școala Bogdănășeni cu grădință, școala Căruța, școala Căruțen, instituții de cult, bisericile, toate bisericile din toate satele, locurile de adunare și cazarea populației, putem dispune de Căminul Cultural din Cristiana, școala Cristiana, școala Cristiana, grădinița, școala Văsești, Bogdănășeni, Căminul Cultural Bogdănășeni, școala Căruțen, școala Bărnești, școala Văineană. Aia de la Bărnești la Vizioare. Și la Bărnești la Vizioare. Analiza riscurilor generatoare de situație de urgență. Fenomenul principal, inundații. Se procedează după cum urmează. Asigurarea permanenței cu personal corespunzător în cadrul primăriei, în perioada de avertizare meteorologică, cod galben și cod portocaliu, înștiințarea populației și operatorilor economici, întrunirea Comitetului Local pentru situații de urgență, menirea luării unor măsuri în caz de inundații, verificarea zonelor din comună pe cursul râului Tazău și a cursului Părailor, informarea populației pentru curățarea șanțurilor și rigolelor în zonele cu pericol de inundații, supravegherea permanentă pe durata atenționării a podurilor, podețelor, intervenția cu utilaje din dotare pentru adâncirea secțiunii din zonele cu risc mai mare de a fi inundate, luarea unor măsuri de protecție a persoanelor și bunurilor împotriva efectelor provocate de grindină, descărcări electrice, desprindere sau căderea unor elemente din infrastructura de construcții, precum și ca urmare a ruperii și prăbușirii unor arbori. Mai avem incendii de pădure. Posibilitatea producerii incendiilor de această natură, perioadele și frecvența acestora în perioada de primăvară și toamnă, suprafețele împădurite, în fănețele din apropierea pădurilor, care pot afecta suprafețele de păduri din apropiere. Alte fenomene, la cutremure, macro- și microzonarea seismică a teritoriului, adică pregătirea comunității și pregătirea locurilor de adunare și cazarea sinistraților. Analiza riscurilor tehnologice, riscuri industriale nu este cazul, transportul rutier. La analiza acestor riscuri se ține cont de infrastructura existentă, transportul materialelor periculoase, din ce se compun transporturile și destinația acestora, numărul de accidente pe kilometru și pe an, date în ce privește transportul materialelor periculoase nu sunt înregistrate, numărul de accidente este redus. Analiza riscurilor biologice. Analiza surselor potențiale de izbucnire a unor epidemii, epizodii, se vor face în cazul în care comuna Pârjol se vor semnala cazuri cum ar fi gripa porcină și gripa H1N1. Analiza riscurilor de incendiu. În caz de incendiu într-o clădire sau instituție, se vor lua măsurile necesare în astfel de cazuri. Se face alarmarea personalului, înștiințarea personalului din instituție, se procedează la întreruperea alimentării cu energie electrică a clădirii. Da, asta e pentru înștiințare. Salvarea și evacuarea personalului. Noi trebuie să aprobăm tot ce a spus dumneavoastră acolo, nu? Planul, da. Lista autorităților. Păi spunem că avem 881 de hectare de pădure a comunei Pârjol. Păi da. Eu nu văd pe ce e deloc. Eu m-am dus la câmpiene pe unii să taie lemne acum și am făcut balamucul ăla care l-am făcut cu băieții de la Pustarea de Mobrită ieri. Și
au zis că îi dă la un preț mai ieftin, la 1 milion și ceva traci de, pentru oamenii din comună, pentru lemne de foc. Și mi-a spus că mai puțin de 2 milioane nu ar cum să dea traci. Hai să luăm. Domnul șef de post poliție, doamna director de la școală, Nistorana șef serviciu și... Trebuie și un preot. Și un preot, da. Și medici, domnul doctor de la Bușiliana și doamna doctor de la Se supune la vot proiectul de hotărâre. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Dar asta nu trebuie să discutăm. Iar când îi luăm pe toate, ca să faci trecem. Ca să uităm la urmă iară. Nu uităm, îi luăm pe rând. La divers. Nu la divers, că discutăm punctul 1 acum. Trebuie discutat dacă l-am aprobat pe diros, așa. Le-ai citit odată tu pe ce puncte avem, le-am aprobat în ședințe. Da, hai să discutăm atunci primul proiect ăsta, proiect de hotărâre privind aprobarea. Gabioane la Păjor, ăla de la... care e rupt acolo, am înțeles că o să-l fac, cred că primăvară îl face. Dar din face la Maftei, partea asta, la alte, ce gabioane sunt? Sus, la Băsești, între Băsești. Sus, între Băsești și Păjor. Că mai are un pic și ajunge la asfalt. Mai are un pic. Mai acolo e tot de la apele române. Ai fost la fața locului, a făcut adresa de la apele române. În primăvară, să facă ei. În primul rând, noi gândim că canalizat Azlăul. O să canalizeze ei la Azlăul. Ei canalizează. O să fie consilaj. Păi de când s-a făcut la Balcani, eu am discutat problemele cu apele române și mi-a zis că imediat după știe, nu am aici venit la dumneavoastră. Nu, noi suntem mai urmați. Da, dar sunt, de exemplu, niște priorități, cum au fost alunecare de teren la Comănești, i-au lăsat la noi, de exemplu, că i-au lăsat acolo. Da, Ghimeș. De asta e chestia. Și eu am fost pentru chestia, domnule, dar la noi când mai vin? S-au intervenit acte probleme mai... Așteaptă să rupă drumul de la asfalt și după aceea vin și în anul. Și de o leagă cu buldozer, cum a făcut și mandatul trecut de nou primar, o frecat o leacă cu partea asta la străturat, la iază încolo, așa. O strâns balastrul și după aceea a început să facă rugăciuni, dar doamne să ploaie zbita, aș da o mare să sperie ca să nu spunească că n-am avut nimic. Da, este... Mă refer la apii din România. Da. Că suntem la același subiect, drumul care l-am făcut, domnul Dici, acolo când a fost și-au canalizat pe rău. A făcut un mal acolo frumos ca să nu vină apa, au venit ăștia de nu știu ce i-au dat aprobare și au îndreptat tot din goală. Deci au făcut drumul cu autobrele, cu buldozeri, nu știu, n-am văzut pe ce au făcut și au rupt digul. Deci acum dacă vine apa mare... Nu. Ei cum au găsit, așa trebuie să lezi. Deci acum eu am fost acolo și am văzut. Am înțeles. Deci digul este rupt. Dacă vine apa mare, iar. Avem aceleași probleme pe mai mulți. Foarte bine greșit. Dar problema e, vine și face. Dacă îl face acum, la anul iar îl rupi, iar nu mai se tasează, nu se mai aranjează pe lume. Când vine apă, mă dați seama, imediat acolo rupi, prima dată. Dar acolo n-ai cum să meargă un pic mai la deal, nu vreau? Acum trebuie să sigur. Nu știu ce ai dat aprobare ca să facă drumul. Păi ce să vedea? Nu vine nimeni. Au venit, după acolo. Trebuie văzut, trebuie... Nu știu, eu mi-a spus la lege, trebuie să nu m-a sunat. Trebuie să anunțăm. Veneam la dumneavoastră. Trebuia să fac un pic de deal. Surțile. Dar până acum, de ce este? Au trecut până acum utilaje. Da, mă, în spate. În spate, unde a făcut digul. Unde a fost digul, unde și-a făcut digul. Deci până acum au trecut, au cărat utilaje pe acolo. Au cărat mai și cu lemnii. Acum au venit ăștia și l-au rupt. Deci se putea trece, că acolo nu era problemă. Era problemă și acum ăștia care au venit acum. La început am luat tot o cărat. Și acum au fost. E recentă treaba. Două săptămâni pe care. Da. Alaltea i-am fost în anunță. Nici am știut. Cât e filmul de la Ceava. De la Piatra. De la Piatra. Nu-i de la Piatra, am înțeles. De la Piatra am văzut mașina. Să luăm asta? Da, să luăm asta.
săptămâna viitoare, sigur. Sigur, să-l facă și să nu, să treacă pe deasupra treaba lor. Să facem drumul aia, să-și facă pe ocolite, mai pe dealul. Treaba lor pe nu faci. Nici eu nu știu, că acum am fost treaba lui așa am văzut. Au discuții? Discuții la proiectul de analiză cu riscul. Mai aveți ceva de... Sunt, de exemplu, sunt case făcute una lângă alta. Aici e un risc. O venit, m-am găsit acum când stăteam la poartă. Nu s-o poate la distanță. Să se adune colegii, să venim toți aici. Au venit, mi-a păsit când mă tăie pe diavol, pe dumneavoastră la altă, da? Acolo iar e o ilegalitate. După cum am văzut eu proiectul, că părțenia și nu... A fost, doamnă, dar a fost și ăștia la ISU, de la Bacău, au prins problemă. Păi, i-a dat primărie, i-a dat dreptul de demolare să demoleze aia, că e făcut abuziv acolo. Obligat, da. O bucătătoare mică, am înțeles, dar e dacă... Și foarte aproape. La Stantea Urică, să cum încheam. Stantea Urică, Rușorică. Da, așa, așa. Aici chiar. Să vă mai puțin apostic acolo și ăsta n-a nici să intri în spate și nu-i împărță jumatic acolo, pământul trebuia să fie jumate-jumate. Iar e un scandal. Dacă ia foc de la bucătărie, ia foc rar cu omul. Și ia foc toate casele. Că sunt cei de la urbanism care ar trebui să... Dar nu, e treaba veche, deci din 1990. Da, da, da. Nu poți să-l faci. Atât timp când îi faci temelie de ciment, îți trebuie aprobat. Corect. Nu, eu pus mort pe tibetul, am înțeles. Și am pus în vedere bătrânii prin adrese să demoleze, deci să scoată tot din bucătării, sobă, tot ce este. Da. Și a respectat. A scos soba, a rămat, a scos-o tot. Da, da, au făcut-o pe pământul omul acolo, l-au îngustat. E lângă, aproape, deci foarte aproape. Da, da, astăzi, de exemplu, mi-a zis o schiță acolo, a făcut chiar gardul în marginea colțului acasă. A îngrușmărie așa, îngrușmărie. Trebuie văzut. Nu e înțelegere. Da. O să vedem. Supunem la vot proiectul de hotărâre? Da. Cine este pentru? 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Prezintă domnul viceprimar Ierius Mihai. Se aprobă actul adițional numărul 2 din documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide, județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se puternicește domnul primar, primarul Comunei Bărlol, să semneze actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului de sistem integrat de management al deșeurilor județul Bacău. Supunem la vot. Asta ce spune? Ce cuprinde? Ce cuprinde? Asta de la Coadisul. Dar explicați un pic, nu am înțeles. Există probleme referitoare la, nu? Colectarea deșeurilor. Din ce am înțeles, în jur de 30-33 de comune care nu au achitat taxa, da? Așa este. Au avut probleme în ridicarea deșeurilor, inclusiv orașele Moinești și Comănești. Dărbănești, da. Din ce am citit, nu ne-am regăsit pe acea listă. Da. Înțeleg, nu că... Nu, noi nu avem. Nu avem deocamdată. Chiar e corect față de alți ani, bine. Dacă veți citi presa locală, veți vedea că 33 de comune mai înțeleg, care nu și-au achitat datoriile către firmă, către Rompreze, da? Ei, scandalul mare e Moinești și Dărmăneștiu. Da, inclusiv Moinești și Dărmăneștiu pentru că au datorii foarte mari către firma prestatoare de servicii. Noi deocamdată suntem lați. Asta e un lucru bun. Așa da, da. Trebuie puțin mai informată populația din comună. Tomberoane sunt putin cu cenușul, cu balastru, cu tot gunoiul din curte. Ia de până acolo. Tonajul crește sistematic. O scos la Băsăști acum două săptămâni, toate florile din Ogradă, l-au scos în drum, o căruță,
O veni mașina la lor ăsta. Cine ai prin drept cu omul? Au schis trapa. Spunea o de chiar și cojenii care îi spune la animale. Da, da. Nu pus acolo unul. Da, da. Trebuie informat. Nu știu dacă neapărat... E, nu știu, ori vine al opres, nu știu. Dacă fiecare are tomberon... Da, dar umplu-i săptămânal. Acasă. De ce mai trebuie și tomberon mare? Nu, mai sunt și tomberoane mari. Astea după ar trebui la agenții economici. Tomberoanele mari se fac la biserici, intersecțiile și unde nu sunt poate. Acolo aruncă tot felul de motocicli. Să recumpere-i de acasă. Ia tot cu vapa și duce tomberoul mare. Dum, tot la lor. Video ăla nu știu. Nu-l duce cu lor. Ei, când au participat la licitație, zic eu că o să vină și cu mașini mici, le pot intra pe toate funcții. Sau iarna, când o să fie zăpadă, nu pot... Da, dar când a fost atunci, că eu le-am cerut alta, într-adevăr, deci mi-a arătat exact traseul pe unde trebuie să meargă. Așa că... Da, ce le zice, că s-a potenit de arme și niște ei s-a potenit. Au, ce fie să pe mașini, cu ei s-a potenit. Să punem la vot? Da, vreau ceva de rețet. Asta ar putea să fie și din vecini. Dacă eu văd cu vecinul duce crengi din copiii sau de la copaci și duce acolo, normal că îi zici, băi, dar și ia, băi, deci tot dar, băi, știi, dușmanii ești vânt și eu am văzut un președinte. Numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în comuna Pujor, județul Bacău. Prezintă domnului... Comorlău Doinița. Doamna Comorlău Doinița. Deci eu consider că ați citit planul, ca să nu stau să mai, să mai citesc toată și citesc hotărârea ca să... Păi, dar bineînțeles. Da. Se aprobă planul de acțiuni pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole în comuna Pujor, județul Bacău, conform anexe care face parte din integrantă din prezenta hotărâre. Acum, dacă vreți să mai citesc... Aici puteți, că sunteți de la Băgrășeni. Da. Puteți să-i dați voi lui domnul Ielu, Igor Ardeleanu, să spună cu gunoiul cum scoage pe marginea pe... Dar dacă ar fi numai gunoiul de la graj, dar spurgerile de la canalizări. De la WC-uri. Deci cu țapul de 110 spurgeri la pârâu. Acolo, în proiect, nu-i prevăzut lucrul ăsta. E o problemă destul. Aici trebuie să fie legătura cu poliția locală. Da, da, aici. Eu personal m-am dat cu trecută, personal m-am dus cu hârtii proteințe să-și curățe în zona care. Da, și prima dată o sesizare și după aia... Da, eu mandatul trecut am fost personal și am dus hârtii în țări, pe care trebuie să-și curățe zona. Nu, de ce să iau vot? Aici nu m-am făcut pușca. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în comuna Pujor, județul Bacău. Trebuie luat măsuri. Să fie foarte de acolo. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Pujor. Prezintă domnul primar, Lupu Vasile. Proiect de hotărâre pentru aprobarea statutului Comunei Pujor. Consiliul local al Comunei Pujor, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 29.11.2006, având în vedere expunere de motive a primarului Comunei Pujor, județul Bacău, înregistrată sub numărul de 4.911 din 7.11.2017. Raportul comportamentului de specialitate înregistrat sub numărul de 4143 din 3.2017, avizul favorabil al consilierului de specialitate al Consiliului Local al Comunii Pujor în temeiul prevederilor. Ordonanță Guvernul numărul 53-2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale cu modificare și completările ulterioare. Propune articolul 1. Se aprobă statutul Comunii Pujor, județul Bacău, conform anexei, ce face parte din prezența hotărârii. Articol 2. Prezenta hotărârii se va comunica instituție prefectului județului Bacău pentru control de legalitate, primarul Comunei Pujor, compartimentul urbanism și compartimentului fond funciar și registru agricol. Discuții? Supunem la vot proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Pujor. Cine este pentru?
5. Proiect de hotărâri privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Pujor pentru anul 2018-2019. Cine o să prezinte? Domnul primar. Da. Domnul primar, da. Prezintă. Da. Era aceeași piețe, doar că... Da. Nu scrieți nimic acolo. Da. Nu, nu, da. Trebuia să-l ajung. Se aprobă rețeaua unitară de învățământ din Comuna Pujor pentru anul școlar 2018-2019, conformanență numărul 11B. Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care vor funcționa în anul școlar 2018-2019, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre în Institutul Prefectului Județului Bacău, Școlii Gimnazial Pujor și persoanelor interesante. Da, referitor la proiectul programului de școlare, care a fost primis superficial, unde a fost realizat de numai adresă, dar anexa 11B mai există și alte anexe. Dar rămâne exact școlile care sunt a noastră. Dacă îmi permiteți, doamna directoare, ar fi trebuit să ne trimite exact formațiunile de studiu, preșcolar, primar, gimnazial, pentru a vedea dacă se încadrează în costurile PNM. Ceea ce a fost înaintat două foi și ne-a înaintat metodologia pe care nu noi trebuie să o citim. Da. Ar fi trebuit să primim toate anexele, să vedem exact formațiunile de studiu, să vedem dacă se încadrează în costul pe relev. Noi aprobăm, urmând să suportăm diferența de cost, în cazul în care ei nu se încadrează. Nu știm din ce s-a făcut acolo, din anexa 11B, câte clase sunt la 1-4, câte clase sunt la 5-2, numărul claselor. Numărul claselor, cum am înțeles? Două părtășini. Păi da, dar ar fi trebuit să primim spre aprobare. Considerăm că nu a fost o scăpare din partea noastră directoare. A fost un scurt. Un foarte scurt timp. Da. Da, am spus. Cu siguranță există toate justificate. Nu putem amâna pentru că e termenul strict. Trebuie situația. E vorba că mai vale o clasă, până am mers cu două clase. Da. Păi, asta nu știu. Da. La momentul de 10 clase, și apar două clase de 5. De 5. Una la Cărâță și una la Pujor. Ar fi trebuit, tocmai asta spune, anexa 12 precizează exact. Da. Din numărul 11 de trimisă. Atâta, să știți că și nici în anterior n-am primit la clasă. Deci e bine totuși că s-au înmulțit copiii. Ce-am trecut. Da. Nu mai avem 9, avem 10 clase. Când ne mulțim noi, sunt de copii. Păi asta se mulțește la noi copiii și oamenii la sfârșit. Ce prostie. Oamenii la sfârșit. Copiii sunt copii, sau doi față de alții. Dacă s-ar mulțe copiii, mulțumesc. Preșcolarii, gimnaziului, respectivul rupatul, costurile pe relev diferă în funcție de nivelul de studii. De ciclu de studii. La grădiniții un post, pe relev la 4 un post, la 5-8 un alt post. Și aici se putea face rapid un calcul. Da, să înțeleg că au fost făcute calculele la școală, doamna directoare, și totul este bine. Supunem la vot proiectul de hotărâre de privind aprobarea rețelei școlare. Cine este pe azi? Vă rog să mă scuzați, dar am cu vitesul ăsta. Da. Trecem la vitese? Condoleanță. De luăm? Sunează. Ce? Cu cine ce așa? Domnul Coșu. Raportarea ce spuneați cu diversarea de deșeuri și de pune de urmă și marginatul. Propun ca următoarea ședință să inițiem un proiect de hotărâre de Consiliu, să invităm și de poliția locală, ca în baza unei hotărâri de Consiliu să poată să amendeze. Că dacă el nu are o bază prin care poate să amendeze, nu face nimic. Temele care nu este cum să le dăm lor de ce se face. Și tu o dăm din Consiliul Local, ce la poliția locală? La poliția locală, care e poliția care este? Nu. Dar nu ar trebui să faci parte de administrația aia locală asta? Da, nu știu dacă putem să știți din forța mea. Atunci, poliția comunală. Comisie, nu e ceva, comisia primării, știu. Dom'le, e poliția comunală și are obligații să... Da, ei e altă. Dar dacă merg acolo și nu ar zice 20 milioane și nimeni... Bun, începem mai repistent. Dar trebuie, deci trebuie cu un cadru legal făcut asta, nu? Și în același timp, știți asta și poliția. Deci...
Hai să stabilim. Prima fază, îi dăm un avertisment. Avertisment, nu? Orice probleme de 5 zile. Termen de 3 zile sau 5 zile, cum stabilim noi? Să facă curat, dacă nu fac curat? Și nu mai curat. Efectiv, am luat de conductele care au de scurge de canalizare. Și nu mai avut Bunășenie, este tot. Este tot. Cu steara, Bunășenie, am fost multe locuri. Nu mai zic, cel puțin vara este focat de infecții. Așa este. Deci vara este focat de infecții. De asta spune, și trebuie luat cumva hotărârea în Consiliul Local, ca în baza asta, începe cu avertisment, dar de vor, n-a spus că începe cu amendă. Da. Dar dacă nu avem un cadru legal, nici poliția nu poate să facă datorie. Cred că trebuie și cineva din administrația publică, împreună cu poliția, nu doar poliția. Trebuie avizul poliției, deci nu putem. Avizul poliției? Dar ce am spus să invităm la urmă și poliția? Poliția ei răspunde legea 61 cu alte astea. Nu cred că se facă ei aici pe curățenii și pe medii. E prezent. Dacă vreți să... Nu se Există nevoie și de oameni care mai citim carte,
Și vreau să vă spun că domnul inginer, chiar l-am cunoscut, a fost printre primii mei copii, face parte din acei copii. Nu, 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 și chiar e nevoie de întocmirea documentației cadastrale. Eu mă scuzați că nu trebuia să-l zic pe el, trebuia să zic pe altcineva. Când termină luna, măi, tu ce ai făcut luna asta? Doamna Lobiniță. Doamna Lobiniță, ține evidența la toți la... Ajutorul social. La toți la 300 cât sunt. 400, 300. Îs vreo 70, 100, poate veniți medicali, o treime au adresiți medicali, luată, cum e luată. 200, cred că are vreo 500 de persoane. Și doamna Lobiniță, doctor, stă și face arme. Și face medicali și nu face. Acri. Nu-i scoate ziua. Da, o să iei. Am discutat din ea păsică Matei și l-a scos din listă, că a zis că vă ocupați dumneavoastră în legătură cu gardul ăla acolo care e problemă. Și mai am problema cu pădurile. Noi am făcut acum vreun an de zile, când a fost prezenți toți aproape aici, am făcut o manifestație cu oamenii cu semnături pe la Pusteana, că să nu se mai taie pădurile. Se taie. Până la urmă ajuns de se taie pădurile, dar directorul care nu mai este acum director, că mi se pare că o intrat cu revirgiul la Berea și de la atunci. Și... Măi, cum tot, nu mai este. Am asuluat, eu așa. Nu, era de la Bacău. Era de la Bacău, la urmare. Era. O promis verbal aici și îmi descris. Când îmi dă la școală, noi elevi am cumpărat la școală și la primărie tot de la titel. Nu? Pentru... De la ei. Pentru primărie, pentru școli. Păi și de ce nu poate ăștia care taie aici? Să ne dea la un preț degeaba, așa că așa ne-am zis. Dar ei încă nu s-au apucat de tăia. Unde? Lunților. La Câmpen? Da, la Câmpen. Nu la Câmpen, la Pusteana vorbesc. Nu, la Pusteana. Da, mai, la Pusteana este particular. Deci ei nu s-au apucat în zona. Fie foarte, că ați auzit de astăzi s-au apucat la Pusteana. Zilele de astăzi. La Câmpen. De ce nu e la Câmpen? Nu a avut tăiere la Câmpen. A avut trei tăiere. Da, domnule, și acum taie, și acum am fost eu. Te faci un lucru. Nu-i Romsiva care taie. La cine taie? Păi, care spune că e particular? El, la SRL, cât de firma lui Ghiel, e el. Nu, nu, la Câmpen, nu, la Câmpen, nu, la nu, mai, dar a avut tăiere acum că a dat la populație, măi, oameni. La populație. Da, dar oricum nu s-a respectat prețul care spunea că care a afișat acolo, nici nu prea acolo. Da, s-a afișat de la 1 milion, cât a fost 600 și ajunge până la... Și acolo. 2 milioane metru cub de lemn. Dar cât vrei? Dar eu am luat și cu 4, dar ce? Se pare că e mult. Aici se vede populația. La început s-a respectat prețul, cu 1.600, la început s-a respectat prețul, cu 1.600. Cred că rai din aia. Tot oamenii, vreau să-mi dau 2 milioane, pentru că dăm mii mai buni. Eu dau 2.5. Deci tot populația se vede acolo de aia. Eu am fost acolo la început. Nu știu treaba, dar trebuia să nu... Și s-a mai scumpit ei 20%. A, așa. După aia eu venim cu scumpire și au ajuns în 2 milioane. Deci au început de la 1.600, eu așa. Nu știu, personal n-am nevoie. Dar după aceea, oamenii au mic preț. Eu sunt așa au crescut. Oamenii. Cumpărau prea ieri. Oamenii au crescut preț. De la sine. Deci ăștia când au văzut, bineînțeles. Bineînțeles. Au văzut. Ăștia pe care nu se vede cu 500 de lei, cu 5 milioane zi scărută de lemn. De ce se nu ridice ei prețul? Asta tot erau din cauza lor. Erau 1.600.000 de căruța, pe bun, atât. Și dădeau un sat cu 4.5. Păi dai ce zici, păi dai 4.5. Și după aia când au văzut că nu le mai dă la căruța și că o depășit norma pe buletinul da, da, ce a avut, hai că-ți dau 2.5 pe căruță, tot inconvenit, îi dau cu 5. Păi dai eu ăla cu căruța cu 2.5, dar mie care eu mă duc... O adunat buletinul de pe la oameni și nu au buletinul și-o vreau cu 2.5. Care depășit, care și-o luat norma, nu trebuia să-i mai dea de... Aici o văd, dar nu aveai, tu cum să pui reprezentant de la... Deci cât ai avut pe ce, da, pe ce, da. Ai avut 5 metri, 5 metri. Dar o venim cu cereri de la bătrânii. Care pară în 900 mii de 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 care pară în lemnul care ți l-a dat ție, exact. 5 metri cub, da, n-ai cum din 5 metri cub, ce să mai inventi? Care nu aveau transport. Sunt persoane care nu aveau transport. Și dădea, nu va stâne Ardeleanu, dădea buletinul și ducea și-o lua pentru el, nu? Da, buletinul cerere. Buletinul cu cerere, dădea cerere și veneau cu un teac de cerere așa. Eu am văzut și el acolo. Așa o ce, da. Administrația nu poate să aibă un om acolo care supraveghează. Și de oamenii lor. Am și deci aici are intervenit, ce am zis? Și a fost singura comună de ăștia care s-a dat așa. Balcanul a făcut cerere și nu s-a dat niciun lemn ceamă. Deci Balcanul stau cu cerere și sunt de la el. Niciun lemn nu l-a dat. Și cât ei au și cozul.
Deci noi trebuia să ținem de spus, să ne iau cineva acolo, supraveghează. Bine, că acolo nu a fost urmărit. Ajungem iar unde a fost. Acolo nu a fost chiar terminat. Să se respecte o ordine, să respecte. Am terminat. Domnul întrebare, la școală, colegii ziceau, pentru copiii cu Crăciun, cu pachete, ce o problemă, ajungem și acolo. Bine, machete. Dacă n-ai votat nimic, următoare. Altă întrebare. Dacă vine moșul Crăciun. Dacă vine moșul Crăciun. Vine, vine moșul, toată lumea. Ai văzut de care a fost, chiar și lumea. Tot cu școala, cu bani la doi copii ai cu dizabilități. Să dau acum până în Revelion. La ambii doi copii, să dau... Aia, domnul Ivu, mergeți la școală, e problema școlii. Altă întrebare. Pe Marian nu poate să ajute școala. Ce să ajute? De unde se dea bugetul? Până la luna ianuarie, februarie. Primăria ajută dacă au ei buget. Îi ajută că au bugetul lor, separat. Sigur. Nu mai este prin... Când trece prin noi, asta e cu totul altceva. Eu pot să-ți dau dacă ai la mine. Dacă nu ai la mine, știu. E, păi, pus ca să iei... Dar ei nu sclezor, asta este la primul primul. Părinții au primit nici au școlar trecut. Nu primim bani la primul. Bugetul se face de la începutul anului, să știi ce se bani, nu se bani copii. Copiii sau copii trebuie să plătit, de la unul se bani. S-a spus și nu primim bani. Se termină anul. Acum e dus, da. Unul de la... Am școlar, am școlar, dar n-am dat școlar. Și nu l-a bani nici unul. Unul la nimeni și unul la văzut. Nu scoteam. La nimeni, este fetiț. Iacuri. Da, nu, dar cred chiar lui Lidia. La lui Lidia te-a scris la Tărâța. Autism la tu. E de la Tărâța, măi. La Tărâța, la Tărâța. La Tărâța, la Tărâța. La Tărâța, e la lui Lidia, măi. Felix. Al lui Felixi? Da. Ciubotarul. Ciubotarul. Ciubotarul Felix. Ciubotarul. Când l-a? Nu știu că l-a. Nu știu că l-a. Au două noroase în mea. Băi, mai este o lună din, a? Speră să rezolvă. Alte întrebări? Au și controle pe acasă, mă rog, ăsta. Domnul Mare. Ha, domnul primar, canalizarea asta, ce facem cu ea? Că aproape ajunge, mai sunt vreo 10 cm și... La pod. Altă întrebare. De la pod. am aprobat într-o ședință, de aceasta s-a dus. Am aprobat mai la început, în primul ședință, niște bani de urgență pentru persoane care fac dializă. Da, o să știți că s-au făcut dializă de la noastră? Idem. Dar tot la noastră. Au fost doamnele de la UNICEF. S-a luat o hotărâre ce să fac banii aia. Era vorba de un parc. Păi a rămas aprobarea parcul. Cu parcul, da. Deci a rămas parcul, nu? Foarte bine. Și unde face acolo, ne-a zis eu, la lângă școală. La școală. De ce nu face acolo sus, unde e Balamuc, pământul ăla școlii, a privatit? Dacă e Balamuc. Nu, domnule, e Balamuc și să nu mă iei ce trebuie. Ce este Balamuc, dacă ați văzut la televizor? Să trebuie să trebuie la ce este, să trebuie să ajungă în ordine. Care sunt chestii de un an. Deci, au primit de diferit. Când vreau de partea vechi, că vin de bătrân pe la Băsești, pe Neala. La Eneala. Da, pe Eneala. Să le putem transforma. Să le putem transforma. Da, să le dea școală înapoi. Să le administrează. Da, sunt închise. Acum, vezi, te aștepți la oameni. Da, da. Le dea școală înapoi. Dacă nu are pozitivă, vezi ce vreau să-i poți. Dacă nu se vrea. Și școala mare, curtea mare, la Eneala, un azil de bătrâni acolo. În legătură cu canalul și apă, dacă dă Dumnezeu la anul, ne apucăm. Dacă ne apucăm... Era bine, nu găsim o soluție să desfundăm, știu, 2-3 ani și să... Și ce poziție? Ar fi bun. Fitanșele aia mari, să faci motorul, decât dacă curățăm o dată, mai merge un an de zi. Eu caut să fii înainte sărbători, să fiți răcuti în jurul și să atace un sărbători fericite în cei dragi. Dacă încep ploile, după aia s-ar trebui să dea afară. Facem. Deja aveam contract cu... Da, și mai aveam domnul Vici, v-am spus și la ora acolo. S-o revedea cumva. Dacă tot trec camionele, când ies camionele de la Culeni, o să ajungă și să sorbă asfaltul. Ăla va recolă. Cam de podul de la Bălu, care la intersecție. Unde a pus Simona Balastor. La tubul ăla. Tot s-a rupt la rupt și l-a născut la asfalt. Iesă tierului Culeni Vici. Iesă înainte de pe urmă. Și a trebuit pus două copii, trebuie acolo, fundată.
Până acolo merge, tractorul ăsta se duce. Mâine și cuie mâine sunt zile libere. Da. Da, mulțumesc, am terminat. Da. Și am un lucru, dacă toți suntem la diverse, bănesc că din primăvară când vor începe construcții, există tentația oamenilor care își fac garduri de a mai lua din domeniul public câte un metru, noi trebuie să avem neapărat grijă că dacă ați constatat, multe din drumuri s-au îngustat. Nu numai. Nu. Da, nu putem da un obin cu ețele, însă este bine, nu? Să-i atenționăm pe acei oameni. Să avem și o situație clară. Drumuri, cu lărgimi, lățimi, tot, tot. Absolut. Să ne se prezintă. Tentația omului de a pune gardul un metru mai încoace, așa ne începe spre drum. După aia nu mai trebuie să dărâm gardul. Să fim anunțați, ca dacă vedeți. Păi nu, să fim anunțați. Nu să recurgem gardul ăsta, să-l atenționăm pe... Atenționați, sigur. Înainte de a face construcția. Să respecte... E mult mai greu să dăm. Poate reușește pe primar să avem și poliție locală și atunci... Sigur că da. Da. Nu trebuie la multe tafale, mă l-am spus că înainte de a construi... Să vedeți ce mai bun. Noi încercăm, așteptăm avierul... E vorba de prevenție de care nu discutăm. De la ANFP. Da. Sperăm să vină anul ăsta, odată cu Moș Nebulai vine de... În fin. Poate pe genunchi. Da, anul ăsta? Da. Nu e prea de grabă. Ăsta chinezesc, care de la început. tot cu drumurile. Gardul ca gardul, dar noi o înaintat cu barele care protejează șanțul. Deja au uitat 2 metri în public. Păi intri normal cu șanțul, dacă multe carduri șanțul. Ei totuși șanțul, să gândesc cam și s-ar... evenimente ce pot să întâmple, mai ales la o dezepezere, la o zăpadă mare. Tu dacă pompieri, cu tare. Deci sunt multe. La Păsări, de exemplu, de consecințe. Postul de teatru, în urmare, din gardul mi-a pus încât 2 metri. Proprietatea ta este personală de la gard în interior, în exterior. Acolo ce face? Asta se face un proiect de hotărâre. Îl facem la ședința. Este nevoie să se termine intabularea. Da. Și după ce se va termina, noi am terminat câmpenii și mai avem un pic să terminăm și toată pustiana. Să vedem ce este a nostru, ce s-a vândut de la noi, ce este a Petronului. 26 de hectare, 25,84, cred că țin minte foarte bine. Nu mai este terenul nostru. Sper că nu mai este a lor. Nu mai titlul de proprietate. Țineți cont aici. Da. Și-au venit iar acum, era domnul vice, și voiau de nouă porțiune de drumuri. Nu semnați, nu dați un aviz, nu dați. Petromul a angajat deja firmă care se umple, pistoneze și ia drumul. Vrea tot drumul până la sporțeni, care mai era, ce porțiune vrea? Cu bărâne din Pustiana, din Pustiana din Pustiana. Și asta la în spate la Marcele, și au porțiune. Deci nu trebuie să-și ia drumul, nu trebuie să-i intențiază. Haideți să vă spun un caz care mi-a venit și pe interes să dea să-mi vină și Titelul, care ne aduce lemn nou. Nu i-a dat voie să treacă pe la parc. L-au oprit seama, ce cu bol, bun, deja, l-au oprit. Deja. Aici este drumul nostru, nu ai ce căuta, du-te înapoi. Am spus, situația pe aici s-a jucat. Deci tot drumul ăla este al lor. Dacă vrea să-ți dea drumul ăsta. Deci trebuia să ne așteptăm. Stați că numai de vreau început. Dar noi să nu le punem lor taxe, pentru că noi nu avem nicio treabă, nu. Dar ei vor să-și consume pe ceva, ei nu taxe. Trebuie analizat cu mare atenție, trebuie văzut cadrul legal. Noi le-am trimis o adresă, bineînțeles. Ce formă s-au dat drumurile astea și când s-au dat, sub ce formă? Aceste drumuri, deci nu le putem... Da, nu că nu le dăm. Și așa ei au titlul de proprietate. Noi acum trebuie să ne zbatem, că asta e treaba, dar ei fiind foarte... puternici. Au juriști care se ocupă numai pentru chestiile astea. Nu este ușor. Eu zic că venit cu... Deci ce-i dat odată după? Cam greu. Ordonanță prezidențială din 94, o preluat drumul de la Petrol, dar care normal era drumul jurnal. Bine, dar Petrolul atunci aparținea de stat. Și-au venit cu ordonanță prezidențială din 94. Noi, dacă eram pe atunci și era cineva, pe... sondele alea cum sunt în altă țară, puteai tu ca proprietar puteai exact. Să-ți iei deci, banii în fiecare lună sau anual, ieși la instituție și așa mai departe. Tot. Da, ei au captat tot. Hai să cumpărăm pe anul ăsta. Au 26 de hectare. Dar sunt
Ei au venit în continuare la mine, dintre care eu i-am refuzat și nici nu trebuie să mă calce. Pe două ori, foarte bine. Asta e lor au fost expropriați. Nu au fost de fapt. Da. Ce, ei au promis că de 20-30 de ani s-a hotărât de expropriere. Deci nu, dacă aici 4 ani a prins, am plecat. Tot ce s-a urmărit. Nu e interesant pe nimeni de nume. Dar gândiți-vă, au titlu de probleme. Și că cineva a zis, nu am probleme, și că dacă nu, dar nu și cază. Dar vă dați seama, să ne pune ei acolo, să ei să nu circule populația. El dacă a luat sonda de aici, a luat și drumul ăsta de aici, care nu are nicio treabă cu sonda lui. Da? Și termitul sondă, care a luat dacă ți s-o dat, ei cum se luat apuzit. Care a luat apuzit. Care a luat apuzit. Care a făcut dinainte și din zonă. Care a luat apuzit. De tocmai, dar aici... Să viață personală în instanță cu ei. Și se amplează un titlu. Nu am eu, se amplează titlul. Dar ce nu îmi vorbesc de greu? Doar instanța poate anula titlul. Domnul primar, păi se poate anula, un titlu se poate anula așa. Pe mine mă încrânci un pic problema. Și cetățeanul român al nostru, comunal de aici, Ioleacu, plecat așa, și nu știe să se impună. La mine când au venit, trăgea sonda aia din spate, după moșatorul nostru, aia mare, era o sondă de aia, o scurtă de aia mare. Eu le-am dus mașina în față, pe aici și nu trece cu mașini mari, e drumul meu, e proprietatea mea personală. Păi să negociem. Ce să negociem? Îmi aduci petriși din ăla spart și îmi dai, că scoteai cu bicuri, îmi dai trei bicuri cu tijă, cu tăt, și să-mi folosesc eu la dar, la mine, la ce trebuie, când trebuie și mie, și te lăsă treci, te arătăți vecinii, nu numai pentru mine am vorbit. Și, dar nu plecați de aici, mi-a dus balastru, piatră de aia bătută cu două mașini de alea mari, mi le pus acolo în față. Mi-au făcut drumul fain frumos, Lângă drum o porțiune, înțeleg. Nici o dat seama, că am văzut proiectul s-a făcut, și o dat seama că nu e într-o parte. Da, da, da. Așa să spun că pe aia am puit, am văzut. Ca să spun, noi nu sunt de aripotare. Da, pe aia ședința viitoare. Stâlpii de curent au fost puși în drum. Acum pot să se îngrădim. Și s-au înaintat carul. Se poate îi spune, domnule, eu știu că în 81 că s-a tras curent în Bătașel, drumul era... Să spun de la mine, eu am stâlpul în spatele casă cu atât, altfel din un căr din el. Deci casa e făcută din 60 de ani, și stâlpul e pus din 40. Eu scriu. Ce mă refer la drum? La drum. Păi la drum, lângă drum e pus. Dar e pus în grădini la mine. Sunt situații când trebuie să-l pun în mijlocul drumului cum mai era asfaltat așa și așa. Nu, nu, ascultă, nu, noi vorbim pe Băsări. Eu vorbesc pe Băgnășeni. Și la Băsăși. Când s-o pus la Băgnășeni, toți le ieși. Acum au luat, au băgat, la stâlp, așa? În drum. Da, și stâlpul e în curte. Deci mă înainte a făcut un metru. Că stâlpul pune la jumătate metru după gară. Și mă înainte a făcut gară. Putem la ședința următoare să facem o hotărâri? La domnul primar. Da, la domnul primar. Dar cu drum să-l scoatem, barele, țăruși, țevi. Vine iarna. O să vă atât de zi pe zi. Vine pe Băsăși, lama, protejează în dreapta un metru, protejează... Dar nu trebuie să-i discoatim noi. Dar nu, 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 noi facem o hotărâre. Noi dacă facem o hotărâre... Cum l-ai bătut acolo, l-ai pus? Așa trebuie să-l spun. Dacă facem o hotărâre, putem o pune din 70 de garduri din Băsăși? Cum de dacă e o hotărâre, dacă nu se ia 10 zile de la data de... Am văzut, cel mai mult este în Băsăși. Cel mai mult este în Băsăși, vă spun. Când vine cu lama, îi frică, nu s-a apropie, dar nu-ți țiepi. Și cum să văd, că vezi cum te țiepi? Mă duc de la 30 de km. La o zonă mare. Ce crezi, rupi lama, rupi lama, rupi lama, la Băsăși. Se pot întreba, fiecare act de proprietate. Pe anul trecut de exemplu și o zonă. Hai să vă spunem, la 2-3, ia să vă spunem. E complicat, evident, trebuie măsurat, trebuie foarte... Da, dar dacă merg în 2-3 locuri, toate... Bine, dar ești cu poliți locală, cu poliți locală, cu poliți locală. Când o să vezi stâlpuri, sunt puși și unii cază, mă, stâlpuri, l-au pus stâlpul unul. În Băsăși, de exemplu, l-au pus curent în 76, l-au pus curent. Și după aceea, cu cardul unui tupă. După 30 de ani, stâlpul e deja din curtea omului. Da, e tot.
Dezbrate. Măsori drumul are 6 metri din gard în gard. Eu tot două culoare de zaibă undeva la 11 metri. Din gard în gard, 11 metri. Da, sunt locuri 7 metri. Domnul Ocarilor, mai povestești băi. Nu povestești și băi. Deci era... Deci era vorbit dacă vreau niște hotărâri. Nu hotărâri? Poți omului să duci din taie că ai asumare. Da, domnul Igu, inițiați proiectul, noi îl semnăm. Da, inițierea proiectului trebuie văzut, trebuie parcurs, e mai mult de pentru a fi legal, probabil, aprobat. Noi te susținem, deci, dacă am zis și proiectul ăla, diversarea de diversarea, da. Deci, sunt niște proiecte care se pot, să consideri că care sunt. E asta, slăbiciunile, slăbiciunile prin dar nu mai dați la ședințe, deci, nu trebuie înainte, 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 deci nu se trece pe ordine zi. Dacă nu se trece, rămâne doar la sala de discuții. Nu. Și cu cățelul, și cu gardul, și cu tot. Și asta e discuții, doar cum a spus noastră consilier. Și amenderii ori și toată lumea. Deci ați spus. Pe care îi vreți să-l inițiați. Duceți-vă la doamna Margareta, îl înregistrați după ce va ajunge setapele și în interior va ajunge în plen. Nu putem veni cu el direct aici. Da, nu se poate. Așa este. Da, ca vă spuneam. Făcut în proiectele evitative? Absolut, da. Înregistrat, în parcursul etapă, am văzut. Și ulterior, fiind depurizate proiectele de pe ordinea de zi, declarăm ședința, lucrările de ședință închise. Da.